Vă salut, dragilor! De multe ori, un meci de fotbal poate să fie destul de complicat, destul de greu de înțeles, pentru că auzim tot felul de termene, tot felul de denumiri pe care le știm sau nu le știm. Așa că, de data asta, o să vorbim despre acești termeni sau aceste denumiri pe care le au jucătorii pe terun de fotbal. De exemplu, magistra, registra sunt termeni preluați din jocul italian, din limba italiană, sau mijlocaș box-to-box, sau shooter, sau nou fals tot felul de termeni pe care un necunoscător nu le înțelege ce trebuie să facă. Sunt sigur că și foarte mulți iubitori de fotbal nu înțeleg exact bă, ce ar trebui să facă acel jucător sau ce se întâmplă în momentul în care auzim genul ăsta de termen, care la care jucător se referă. De data asta o să vorbesc despre un termen care a apărut, așa a fost mai mult folosit în perioada în care Barcelona era antrenată de Guardiola. Three at the back, cei trei din spate, cei trei din linia defensivă. Știm foarte bine că Guardiola acolo la Barcelona a început acest sistem ultra-ofensiv, unde și lateral, benzile au fost împinse foarte sus, iar pe linia de apărare a rămas Puiol și cu Piqué. Cei doi jucători care rămăseseră destul de răsfirați pe toată linia de apărare, greu totuși și riscant pentru, pentru cei doi, însă presiunea de la mijlocul terenului a contat foarte mult. Revenim la cei trei jucători din spate, așa cum era folosit acest termen, three at the back, cei trei din linia din spate, întotdeauna cobora un mijlocaș, fie Mascherano, așa cum l-ați văzut în foarte multe momente, Mascherano care cobora între ei, fie pentru a construi faza ofensivă, fie pentru a da o mai mare siguranță momentul în care scăpau adversarii pe contraatac. Deci, fie Mascherano cobora între Puiol și între Piche, fie cobora Busquets, jucătorul de un pic mai târziu. Așa că, dragilor, am destrușit până la urmă ce înseamnă 3 at the back, da? Cei trei din spate. Am auzit de foarte mult termenul ăsta. O să vină un alt termen, așa cum am pregătit foarte multe termene, chiar și lucruri din fotbal, așa cum a spus, blocul ofensiv, blocul defensiv, axul central, tot tot felul de termeni pe care sunt sigur că pe mulți sau mulți dintre voi întrebați, bă, dar ce înseamnă lucrul ăsta? Așa că o să deslușim împreună aici, dragilor. Sper că v-a plăcut conținutul de fiecare dată. Abonați-vă la canalul meu de YouTube. Nu uitați tot timpul, dar adaui!